Cu George, afacerea ta va pune mai ușor banii în mișcare. O emisiune sponsorizată de George. George, primul banking inteligent. Pentru un business inteligent. Salut și bine ai venit la Banii Mișcare! Vorbim despre digitalizarea producției industriale și continuăm discuția noastră cu Vlad Cazan, un antreprenor în tehnologie și soluții software. Vlad, aș vrea să discutăm mai departe care sunt beneficiile concrete și optimizările aduse de soluția voastră pentru tehnologizarea și digitalizarea fabricilor în diferite industrii și poate chiar să exemplificăm cu un proiect implementat de voi în acest sens. Salut, Iancu, mulțumesc pentru oportunitate. Discutând concret despre companiile cărora ne adresăm cu platforma noastră, ne adresăm tuturor companiilor care doresc să-și crească productivitatea și să-și reducă costurile și să ofere angajaților un mediu de lucru digitalizat. Lucrăm pentru clienții companii locale și multinaționale din diverse industrii, cum ar fi automotive, prelucrare metal, producție de baterii automotive, textile, bunuri de larg consum, industria alimentară și așa mai departe. Ce ne propunem este să oferim prin această platformă un suport pentru planurile de optimizare din cadrul fiecărei fabrici deschise la digitalizare. Și aici aș putea aminti, de exemplu, câteva rezultate obținute de-a lungul timpului cu clienții noștri. Cea mai evidentă este creșterea productivității. Practic, produci mai mult cu aceleași resurse sau produci aceeași cantitate cu resurse mai puține. Asta înseamnă că ești mai eficient din punct de vedere costuri, ai posibilitatea să produci mai mult cu aceeași capacitate de producție, deci practic să îți crești veniturile companiei, astfel scăzând cumva pe unitatea de produs și consumurile de energie și ce a devenit foarte important este sustenabilitatea. Practic îți reduce amprenta de carbon, lucru care va fi cumva obligatoriu în anii următori prin Fit to 55, programul Uniunii Europene. Și foarte important pentru investitori în companii care sunt prietenoase cu mediul, au soluții scalabile, sustenabile și o creștere profitabilă, așa cum spune. Poate bănuiesc că acestea sunt și beneficiile datorită cărora amortizezi investiția, pentru că aș vrea să înțelegem în final cum este, practic, care este investiția implicată de soluția voastră de software și cum se recuperează în timp această investiție. Focusul nostru de la începutul proiectului a fost să nu vorbim despre un return of investment în an, ceea ce se întâmplă la soluțiile tradiționale, ci un return of investment imediat, da? O amortizare imediată, astfel beneficiul obținut să acopere, să fie mult mai mare decât costurile soluției. Astfel venim cu o soluție software as a service, deci cu abonament, este un lucru nou pentru multe fabrici, dar îți salvează CAPEX-ul și modelul OPEX te ajută să pe măsură ce pentru că nu cumperi aplicația sau nu ai o investiție mare la început, plătești un abonament lunar pe măsură ce folosește softul. Și putem spune că amortizarea este imediată, practic acoperirea costurilor este imediată prin obținerea beneficiului și beneficiul cel mai semnificativ și important este creșterea productivității. Avem clienți cu care am obținut și 25% creștere de productivitate, deci au produs cu 25% mai mult cu aceleași resurse. Evident că fiecare își poate calcula la un venit anual, un turnover anual, o cifră de afacere anuală, cât este această creștere în profitabilitate. Foarte interesant. Și de acolo, practic, având aceste profituri superioare, reinvestești în companie pentru o dezvoltare și mai sănătoasă. Te rog. Și reușești să ții banii în mișcare, nu-i blochezi în licențe, servere, infrastructură, pentru că vorbim astăzi de banii în mișcare. Menții banii în mișcare și ai un model de costuri bazat pe exact. OPEX. Mult succes, Vlad Cazan, în tot ceea ce face și mulțumim pentru discuția interesantă. Îți mulțumesc și eu și sper să ne auzim curând.
Să fie multă sănătate și, dragilor, rămâneți alături de noi. Discuții interesante continuă. Abordăm soluții de software pentru tehnologizarea sectorului medical. Sănătatea e mai bună decât toate. Și nu uitați, banii sunt întotdeauna în mișcare. Ai urmărit Banii în Mișcare, o emisiune sponsorizată de George. George, primul banking inteligent pentru un business inteligent.